Avem o situație pe strada Răzoarelor, la numărul 16. În cele două locații am avut niște prăbușiri de maluri cu zid de sprijin în proximitatea locuințelor din zona. În aproximativ 50 de metri, când am ajuns acolo, era decât jumătate căzut și jumătate a trebuit să-l înlăturăm cu utilaje pentru a preveni surparea peste imobil. Totodată, inclusiv carosabilul este afectat în cele două zone. Va trebui să am luat primele măsuri de urgență cu un proiectant de specialitate prin care am întocmit două note de constatare. Nu ne dăm seama, a fost zăpada foarte mare la noi. A căzut tot, într-o noapte. Într-o noapte, da. Ne-au chemat a doua zi că a căzut zidul. Și se vede pe stradă, dacă mergeți și filmați, că este un pic surpat. Este o burtă formată de la infiltrații, probabil. Asta pe care ziceți? Pe Răzoarelor. Da. Și dincolo? De cealaltă, la fel. A căzut într-o noapte și la fel. Ne-au sesizat ca aluneca. Dar în cursul anilor așa ni s-a întâmplat mai mereu. Fie în urma unei ploi torențiale, fie în urma zăpezilor abundente, au alunecat zidurile. Fie fundația nu era făcută bine sau zidul nu a fost... Și de fiecare dată au mers mână-mână, adică și zidul și șoseaua sau s-a întâmplat ce doar? Nu, s-a întâmplat să pice și numai ziduri. Numai. Acum este prima dată când ne cade și șoseaua și zidul. Pentru ambele amplasamente, autorizații de construire în regim de urgență. Vom efectua lucrările, în același timp se va merge și cu partea de proiectare în paralel pentru genul ăsta de situații, urmând să, în prima fază, să eliminăm cauzele care au dus la prăbușiri, pentru că există încă posibilitatea ca străzile să se rupă în continuare. Și în cel mai scurt timp să avem noi ziduri de sprijin ca să protejăm zona și să înlăturăm toate deficiențele din zone. Una din situații mai dificile, a spune strada Pictor Grigorescu, a fost din cauza că proprietarul de la numărul 5 din zonă a făcut niște lucrări neautorizate în zona zidului de sprijin și implicit acestea au dus în final la prăbușirea zidului și inclusiv a străzii. Păi este de durată, pentru că ar trebui, am început deja să facem o expertiză, să vedem cauza. Întâi trebuie să înlăturăm cauza și pe urmă să ne apucăm de reparații și să vedem acum, avem nevoie de bani pentru reparații, să vedem fie, cum a spus domnul vice, din fonduri locale, fie cu sprijin de la nivel județean, dar cert este că trebuie să reparăm. Pentru că străzile sunt blocate și nu se mai poate circula. Da. Și există și riscul să se surpe în continuare strada peste imobilele respective. Dacă ar veni vreo ploaie torențială, ar lua o terenul mai tare la vale. Deci cum ar trebui să vă mișcați? Da. Dar este, totuși este de durată, pentru și hârtiile vor dura foarte mult până obținem avize, până obținem autorizațiile și parte de proiectare, de execuție, va trebui să facem fundații, bineînțeles, la zid. Se vor face ziduri de sprijin, într-una din situații, ba chiar se va pune și piloții forați, astfel încât acel zid de sprijin să capete stabilitate. Pentru că avem înălțime destul de mare, peste 3 metri, între cota terenului, acolo unde există locuința, și strada care s-a rupt, să-i spunem așa. Deci sunt lucrări destul de costisitoare și de amploare, dar va trebui făcute urgent. Și zidurile astea vor fi prevăzute? Vor fi prevăzute în aceste ziduri, inclusiv zone pentru preluarea ape, de drenaj, și vor fi bune pentru stabilitatea străzii. Situația prin care se va face în practică aceste lucrări e una atipică pentru noi, adică nu au fost până acum o situație de urgență care să impună emiterea de o autorizație de construire în regim de urgență, contractarea și executarea lucrărilor în paralel cu proiectul tehnic, practic nu-l avem în acest moment și nu avem nicio
o valoare exactă a acelor lucrări. S-a făcut aproximativ niște estimări în această fază, ambele depășesc 50.000 de euro pentru acest, per bucată, sunt cam similare ca și sume, însă valorile finale le vom ști exact la sfârșit. Lucru puțin atipic în sensul ăsta, ca și etapizarea lucrărilor de investiții, să-i spunem așa. Dar există legislație în acest sens și situație.